cerul liniștit, singură e luna. Tot așa și pe pământ, mama-i numai una. Când privește cu blândețe la copiii săi, lacrimi dulci de fericire vezi în ochii ei. Lacrimi dulci de fericire vezi în ochii ei. Mama-i una pe pământ, tot ce avem mai bun și sfânt, și pe lume numai ea ne va aștepta. Vreau din suflet să-i vorbesc, s-o sărut să-i mulțumesc, s-o ajut în clipa grea pe scumpa mama mea. Tot mai rar de sărbători revenim acasă. Mama stă până în zori și gânduri o apasă. Ne așteaptă o viață întreagă, dar noi rar venim ca să-i spunem că ni-i dragă și că o iubim. Ca să-i spunem că ni-i dragă și că o iubim. Mama-i una pe pământ, tot ce avem mai bun și sfânt, și pe lume numai ea ne va aștepta. Vreau din suflet să-i vorbesc, s-o sărut să-i mulțumesc, s-o ajut în clipa grea pe scumpa mama mea. Și sfânt, și pe lume numai ea ne va aștepta. Vreau din suflet să-i vorbesc, s-o sărut să-i mulțumesc, s-o ajut în clipa grea pe scumpa mama mea. Ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florăriale a revenit cu mare drag în localitatea Traian să o felicităm pe doamna Cecilia cu împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea tuturor celor care o iubesc. Mergem spre ea! Suntem de la Florăriale din Roman și am aici o surpriză pentru dumneavoastră. Dacă să vă întreb așa întâi de toate, cine credeți că ne-a trimis aici să vă facem această surpriză frumoasă? Cred că fetele mele, tot din Italia. O să vă las așa cu inima cât un purice întâi de toate și nu o să vă spun acum din partea cui este surpriza și o să vă înmân aceste daruri minunate, pentru că știu că astăzi aniversați frumoasa vârstă de 70 de ani. La mulți ani, nu este frumos să spui o vârstă la o doamnă, dar arătați foarte bine, să știți. Sunteți excepțională și formidabilă totodată. Și îmi permiteți întâi de toate să vă dau această orhidee, așa ca și dumneavoastră, splendidă și extraordinară. Acest aranjament... Așa, cu flori naturale, da. Mulțumesc, și aveți și din partea noastră o ciocolată să vă îndulciți și să,
să înduceți pe toată lumea aici și să vă bucurați de evenimentele frumoase care se petrec la dumneavoastră în familie. La fel, cei dragi mi-au trimis și un mesaj de felicitare cu multe cuvinte frumoase, emoții și mulțumiri către dumneavoastră. Fiecare a spus și a spus aici câte o părticică de ceea ce simte el pentru dumneavoastră și de ceea ce iubește cel mai mult aici la dumneavoastră. Cu siguranță aveți mulți oameni frumoși care vă iubesc. Uitați-vă și aici câți oameni frumoși sunt astăzi în jurul dumneavoastră. Verișoare, verișoare. Sunteți iubită înseamnă că și asta contează cel mai mult. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj. Scumpa noastră, îți dorim din suflet mulți ani și multă sănătate, dar și liniște sufletească. Ne este dor de tine și ne pare rău că nu putem fi prezenți de ziua ta. Diana spune, Nona, ai grijă de cățel. Angelo, Cecilia, în august venim acasă sperând că situația actuală ne va lăsa să călătorim și vreau fasole cu cârnați, cum știi doar tu să faci. Cornelia și Maria spune, te îmbrăcăm cu drag și sperăm din suflet să ai grijă de tine și să ne vedem curând acasă. Cu mult drag și dor, aceste daruri vin din partea Cornelei, Maria, Diana și Angelo, care vă iubesc nespus de mult și ar fi dorit și ei astăzi să fie aici lângă dumneavoastră, însă nu pot. Așa este. Și-ar fi dorit să fie alături de dumneavoastră, să vă mulțumească pentru tot ce aici face. Vedeți, face așa ce mai bun cârnaț și asta nu, cu fasole și asta contează dacă foarte mult. Și cu fasole acolo. Are fiecare ceva, părticica lui aici. Cu animalele. Primele la domnul cu aceluci. Nu să lezi, nu grasul. Fiecare este cu părticica lui ce iubește aici. Și mă bucur că au amintiri frumoase, amintiri care atrag să vin aici și... Din ce în ce mai puține case locuite. Da, cu părere de rău așa este. Însă mă bucur că există noi încă... Noi avem patru fete și toate sunt plecate. Două în Italia, două în Danemarca. În schimb, avem un ficior. Dar să știți că el e cu fiecare mare, de fiecare dată cu mare drag, revin acasă, că știu că cineva îi așteaptă. Și aici este cineva care îi așteaptă. Așa este. Cu câinele la poartă și cu ușa deschisă și cu cârnațe și cu fasolele acolo. Dar sunt cele mai bune, chiar dacă este acolo cu o bucățică de murătură și cu cea. Sunt cele mai bune, ce să mai zicem, la bucățică de masă. Și este important că este făcută de cineva dragi. De cineva da, drag care îi iubesc foarte mult. Și atunci ei cu mare drag se întorc aici. Îi cu dăruire. Cu el e italian și cum preparam eu, îi plăcea. Da. Vedeți, are ce să aduc aminte. Ei acum nu ne au, dar dacă doriți să le transmiteți ceva... Da. Eu le mulțumesc din suflet. Ce frumos le aici, ai sigur. Nu, sună, am mesaj. Ce frumos aici. Primesc mesajul, hai să-i dau numai da. Afară. Da, dacă doriți să-i transmiteți ceva. Da, eu le mulțumesc din suflet și să fii sănătoși. Poate da, Domnul, și ne întâlnim la vară. Doamne ajută. Acum papuci, care nu găsesc papuci, să știți că... E furat cățelul. Asta este foarte bine, la mulți ani încă o dată, multă sănătate și fericire. Am să las și acest mesaj, să-l citiți ori de câte ori veți dori să fiți cu sufletul alături de ei. Și mă bucur că există cineva acasă care îi așteaptă cu mare drag. Și noi ne bucurăm că mai există cineva care face o treabă bună la Roma. Încercăm să aducem emoții și fericire, căci foarte mulți n-au reușit anul acesta să vină acasă. Sau sunt chiar foarte mulți de 5, 10 ani, 15, care nu sunt veniți acasă. Și așa încearcă să revină un pic, așa este, din dor. Căci... Exact, da, știu. Dar fă nimic, Bert. Dorul este mare, să știți că și acolo unde sunt ei, nu este tot totul atât. Nu este la tot atât de roz. Sunt frumoase și sper că am reușit să-i aducem un picuț acasă lângă sufletul dumneavoastră. La mulți ani și acum dacă se poate o poză cu tot.